Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit aici, la o nouă călătorie către noi înșine, în studio Alba TV, noi, în fața dumneavoastră și dumneavoastră acasă, fața micilor ecrane. Sperăm că a trecut o săptămână fructuoasă pentru dumneavoastră, cu bune și cu rele, dar sperăm că, pe ansamblu, a dat cu plus, cum îmi place mie să spun. Astăzi vom discuta un subiect, o temă pe care noi am mai reluat-o de-a lungul emisiunilor, dar care eu o să tot pun pe tapet în cadrul emisiunii noastre, Călători către noi înșine. De ce? Pentru că comunitatea în sine exprimă această nevoie și faptul că suntem o comunitate, există posibilitatea ca noi, cei care constituim această comunitate, să dăm ceva către comunitate înapoi și mă refer la voluntariat. Am mai avut o emisiune despre voluntariat. Astăzi vom discuta despre tineri și voluntariat cu un trimis special de la Colegiul Tehnic Apulum, adică doamna profesor Nicula Diana Carmen, bună seara! Bună seara! Bine, mă bucur că ați acceptat invitația noastră, am emoții, îmi cer scuze. Bine v-am găsit și eu, mă bine bucur că mă aflu în acest platou foarte frumos. Mulțumim! Eu o să încerc pentru câteva momente și minute, doamna Nicula, să încercăm amândoi să relevăm ce înseamnă de fapt sau importanța voluntariatului pentru tineri. Noi, în cadrul emisiunilor noastre, am mai discutat despre voluntariat, dar un voluntariat mai mult social, pentru îndreptat către partea socială. Astăzi vom vorbi despre un alt fel de voluntariat, vom vorbi despre tineri, vom vorbi mai aplicat și la o altă categorie de vârstă decât am făcut-o până acum. Doamna Carmen, sunteți profesor la Colegiul Tehnic Apulum. Da, sunt profesor la Colegiul Tehnic Apulum de 5 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Cu cât mai multe realizări. Mulțumesc frumos. De ce, haideți să pătrundem un pic în tainele voluntariatului, aplicat și specific, cum ați spus dumneavoastră, în colegiul dumneavoastră. Dacă știți de unde a început mișcarea aceasta, ce înseamnă pentru copii? Pentru copii înseamnă foarte mult. Poate că voluntariatul a început în primul rând din rândul profesorilor, să zicem, stimulându-i pe copii să facă astfel de lucruri folositoare pentru viața lor de elev, dar ulterior pentru viața ce urmează să fie și pe care ei și-o creează în aceste zile și în acești ani. A început cu și cu alte tipuri de parteneriate și implementând acele tipuri de parteneriate și colaborări, a trebuit să facem tot felul de activități. Până ajunge să spunem efectiv aceste activități, să intrăm în detalii, citisem zilele trecute un studiu referitor la voluntariat și din ce în ce mai mult mă interesează efectele la nivel social și psihologic a acestei activități, din ce în ce mai prezentă. Și acel studiu spunea clar că persoanele care fac voluntariat își dezvoltă foarte mult empatia, dezvoltă o altfel de capacitate de a fi responsabil, altfel de abilități. Și nu în ultimul rând, un lucru care m-a înviorat efectiv, faptul că persoana care face voluntariat este un agent al schimbării în mediul lui. De ce? Pentru că și ceilalți care vor vedea pe tânărul, adultul, copilul, părintele, profesorul care face voluntariat, urmează și ceilalți exemplu. Vor fi stimulați să facă același lucru. Acesta. Da, așa este. Îi responsabilizează foarte mult faptul că le dai să facă ceva, orice ar fi, un lucru pozitiv cu atât mai mult. Și cum ați zis și dumneavoastră, urmează exemplu și ei și devin mult mai independenți și mult mai implicați în ceea ce fac. Și atunci asta este marele câștig, zicem noi. Faptul că văd că pot face ceva de unii singuri, că pot duce la capăt acel lucru, că se contează pe ei și atunci lucrurile curg de la sine cumva. Într-o oarecare măsură greșesc dacă spun că aceste, sau în general, activitățile de voluntariat vin și completează într-o oarecare măsură educația pe care oferă școala? Da, nu, este complet adevărat acest lucru. Vine cu niște aplicabilități extraordinare, poate care altfel nu le-am putea
scoate în evidență atât de bine, dar faptul că pe lângă materiile alea care el le învață la școală și sunt utile până într-un anumit punct pentru dezvoltarea lui personală, vii cu niște lucruri practice care ajută copilul să vadă mult mai mult sau să vadă dincolo de ceea ce îi oferă școala. Niște oportunități și niște șanse extraordinare. Și ce îmi place mie să spun, aceste activități de voluntariat, și dragi telespectatori, o să vă promitem că o să le detaliem pe fiecare în parte. Doamna profesor o să ne spună ce înseamnă aceste activități, câte activități au făcut, ce tip de activități, care efectiv specificitatea acestor activități, dar mie îmi place să spun că aceste activități sunt momente în care noi creăm amintiri. Exact. Ceea ce e mult mai mult decât o activitate în sine. Adică amintirea e ceva care ne va lega peste ani și ani de oamenii din jurul nostru, de locuri, de persoane, de evenimente, de obiecte și așa mai departe. Lucruri palpabile, lucruri care rămân în timp, ceea ce e mare lucru, cu siguranță. Iată, dragi telespectatori, că încet, încet intrăm în subiectul nostru de astăzi. Vă reamintesc, tinerii și voluntariatul, cu doamna profesor Diana Nicula de la Colegiul Tehnic Apulum. Astăzi aici, în platou la Alba TV, vrem să discutăm despre modul în care elevii de la Colegiul Apulum s-au implicat în proiecte și în parteneriate și în aceste activități de voluntariat, astfel că, cine știe, trezim interesul altora. Ideea noastră e de a cataliza într-o oarecare măsură eforturile tinerilor, a oamenilor, spre lucruri care să aducă un plus în comunitatea noastră, acolo unde suntem fiecare, să putem aduce o schimbare și, de ce nu, sunt lucruri care trebuie făcute la un moment dat în viața noastră pentru dezvoltarea noastră personală și pentru dezvoltarea comunitară. Așa este, făcute și, cred eu, și spuse, pentru că se fac și se mișcă lucruri, într-adevăr, fiecare la nivelul lui, cum ați spus, dar e bine câteodată să le și punem pe tapet. Pentru că e important pentru acei copii să vadă că eforturile lor nu trebuie să fie recompensate material, să zicem, sau temir cum, dar faptul că cineva observă acele lucruri pe care ei le-au făcut, că efortul pe care ei l-au depus este văzut și apreciat, pentru ei este extraordinar. Și mă bucur că spuneți lucrul acesta, pentru că eu trăiesc cu ideea că lucrurile bune trebuie scoase în evidență cu o anumită modestie. De ce? Pentru că în jurul nostru, din ce în ce mai mult, oamenii se centrează pe ceea ce este negativ. Da, exact. Vedem în jurul nostru lucruri care nu funcționează, care nu merg, drame și așa mai departe, dar totuși în lumea asta și se în Alba Iulia, în comunitățile noastre, în Colegiul Apulum, se întâmplă lucruri frumoase, lucruri care merită menționate, lucruri care sunt, eu știu, o punte către dezvoltare, o cale către clădirea fiecăruia dintre noi și nu, indiferent, am invitat-o în seara aceasta aici pe doamna Nicula la această emisiune care se numește Călători către noi înșine, pentru că aceste lucruri fac, la un moment dat, au făcut sau fac parte din viața noastră a tuturor. Haideți să povestim despre copiii de la, și elevii de la Colegiul Apulum, despre activități și despre motivația lor de a desfășura aceste activități de voluntariat. Sigur. Lucrurile care se întâmplă în școala noastră sunt foarte multe. Tematicile sau domeniile în care copiii aceștia ajută și se implică sunt diverse. Dă-ne câteva exemple. Aș putea menționa, de exemplu, o colaborare cu Crucea Roșie. Copiii au filmat diverse activități acolo, au făcut voluntariat pe parcursul anului trecut și până în anul acesta, la începutul lui februarie, au filmat niște filmulețe, niște videouri în care ei au învățat diverse lucruri acolo printre voluntari, au făcut o chetă, au fost de 1 decembrie și au servit suc și cafea și lucruri calde să încălzească lumea cu ocazia Zilei Unirii. Ajutați și de cei de la Crucea Roșie și de profesori de la noi din școală și le-a plăcut foarte mult. Această activitate a avut loc în cadrul unui parteneriat mai mare, cu legat de cetățenie și rolul ei, lucrurile pe care le învață ei prin a fi cetățeni în primul rând, și aceste filme au fost premiate cu ocazia unui altui festival ce a avut loc în aprilie, festival
care a participat și o echipă din Italia și școala numărul 7 și CCDU din Alba Iulia. Și copiii au fost premiați pentru aceste filme. Iar anul trecut, cu un alt film de-al nostru, al copiilor, cu obiceiurile din Cetea, au fost din nou premiați la festivalul din Ploiești, cu premiul întâi. Munca lor, o muncă nu neapărat profesionistă, dar au filmat și s-au implicat și, și alții au apreciat acest efort al lor. E foarte important că, într-adevăr, poate nu, cum spuneți dumneavoastră, nu neapărat profesionistă, dar fiecare zbatere, fiecare efort în plus față de ceea ce e obișnuit un elev să dea. Exact. E meritoriu și vine din suflet. Și mai ales când vine din suflet. Exact. Suflet. Și repet, faptul că creați această posibilitate ca elevii să aducă sau să aibă o activitate complementară la efectiv actul educativ. Este pe care la fel de important, ei, exact. Este deosebit de important. Da. Da. Și poate că are o amprentă mult mai puternică pot decât o notă sau exact. Un examen. Am putea face o paralelă între un elev care participă la astfel de activități și unul care nu participă și nu e implicat? Da, este mult mai câștigat cel care se implică, mult mai câștigat din punctul de vedere al dezvoltării sale. E un copil mult mai sociabil, mult mai deschis, mult mai sincer și mult mai experimentat. Dragi părinți, cei care ne urmăriți în seara aceasta, iată niște avantaje pe care voluntariatul sau orice activitate desfășurată la un moment dat de un elev pro bono, fără remunerare materială, aduce niște efecte. Astfel că, oriunde sunteți, cred că în fiecare școală, cred că în fiecare comunitate există un agent care un agent al schimbării, cineva care poate să medieze această activitate de voluntariat și poate să ne spună, haideți să facem ceva. Sau dacă nu, fiți dumneavoastră agentul de schimbare acolo unde sunteți, creați un grup, da, adunați sigur. Câțiva oameni, câțiva copii, pentru a face ceva care să fie semnificativ, poate nu la nivelul foarte, foarte macro, mare, da. La nivel macro, dar pentru comunitatea respectivă să fie semnificativ. Da, un simplu acord al părinților, pentru că vorbim și de copii din gimnaziu, școala noastră are copii de toate nivelele, de la primar, gimnaziu la liceu. Un simplu acord al părinților de care este nevoie, totuși îi oferă copilului o șansă extraordinară. Sunt părinți care refuză? Nu. Nu. Să știți că nu. Dacă copilul a informat și a informat corect și a spus acasă, am primit răspunsuri afirmative de fiecare dată. Și părinții, care e feedback-ul lor? Atunci când își văd copilul că a participat la un festival în care a luat un premiu pentru un filmuleț, la diverse ceremonii, care e feedback-ul pe care îl primiți din partea părinților? Sunt extraordinar de mândri de ei. I-am văzut înlăcrimați, i-am văzut strângându-i la piept și au văzut acea latura lor de care poate nici nu erau conștienți sau nu credeau că acei copii posede acele calități și că pot stârni în alții atâtea sentimente frumoase. Da, emoție pură. M-au apucat și pe mine emoțiile, pe mine m-au apucat emoțiile, dragi telespectatori, de la începutul emisiunii. Sper că ați observat lucrul ăsta, să mă taxați. Nu-i cazul. Nu-i cazul. Mulțumesc, doamna Nicula. Haideți să detaliem aceste activități. Să spunem specific, ați pomenit de acea inițiativă, uh-huh. împreună cu Crucea Roșie, un parteneriat mai larg, de a realiza un anumit filmuleț. Despre ce era acel filmuleț? Filmulețul cu sau despre Crucea Roșie și voluntariatul era exact pe această tematică, de a fi voluntar, de a face lucruri, de a ajuta pe cei bătrâni, pe cei lipsiți de anumite lucruri, copii de la casa de copii, da, da. Care n-au jucării, care n-au atâtea haine, care n-au atâtea lucruri pe care ei le au și poate nu le mai folosesc și atunci fiecare a strâns ce a avut ca să dea mână de la mână să ajute pe cineva într-o situație mai proastă, să zicem, sau nu așa de bună ca a lor. Chit că nici ei nu sunt niște copii extraordinar de bogați, dar gestul contează. Cum? Și o jucărie, și o ciocolată, și orice. Acum profit de calitatea dumneavoastră de cadru didactic și vreau să vă întreb, cum credeți că se împacă în mintea lor actul de a da cu ceea ce a spus dumneavoastră, faptul că nu tot timpul am ceva ce să dau sau
starea mea materială nu e extraordinar de bună, astfel încât să-mi permită să dau. Da, nu, niciodată nu le-am cerut lucruri care nu le au. Le-am cerut lucruri care deja ce nu le mai folosesc. Ce motivează pe ei? Faptul că văd bucuria în ochii altuia. Faptul simplu. Că ei știu că un copil de vârsta lor nu are aceleași lucruri pe care ei le au și faptul că ei pot face o diferență și pot ajuta pe acel copil e tot ce e nevoie. Pentru mine și imediat au sărit și au strâns și s-au bucurat împreună cu acel copil. Țin legătura cu acei copii. Faptul că a merge de colindă și a-i vizita și a le oferi ceva este extraordinar. Sau a strânge mâna unui bătrân și a-i spune la mulți ani sau sănătate sau sărbători fericite iarăși. Și zicem că poate copiii sunt uneori mai pasivi sau imuni la lucruri din acestea, dar credeți-mă, sunt foarte, foarte puternici și foarte receptivi și foarte, foarte emotivi. Trăiesc și ei anumite lucruri exact ca și noi, deși poate noi nu vedem fața aceasta lor, dar sunt extraordinar de sensibili. Și dacă nu vedem, poate că ar trebui noi să ne mai uităm, să ne uităm mai atent. Trebuie. Exact, exact. Eu sunt foarte optimist în ceea ce privește faptul că noi suntem înconjurați în continuare de oameni buni, de oameni cu calitate și de oameni care au grijă ca lucrurile să meargă înspre bine în continuare. Eu sunt un optimist, așa, construit jet by jet. Alte activități desfășurate? Da, foarte, foarte multe și foarte variate. Sunt mândră să recunosc lucrul acesta. De exemplu, zilele acestea vom demara iarăși un alt tip de parteneriat cu instituții ale societății noastre, da, din Alba Iulia. Puteți să spuneți cu cine? Cu Camera de Comerț, da, au fost alese 3 licee, printre care și noi. Vor fi create niște firme de exercițiu. Să zicem că acest parteneriat este foarte proaspăt, să zicem, aburind. Și punem la punct detaliile, însă... Ce înseamnă firmă de exercițiu? Copiii vor fi instruiți și ghidați să-și construiască pe 3 grupuri a câte 8 elevi, sub ghidajul a 3 profesori coordonatori, niște firme de exercițiu în conformitate cu profilul clasei lor. Au fost aleși copii din clasa 11-a. Și în funcție de profilul lor și de abilitățile lor, își vor construi diverse firme cu accent pe toți pașii care trebuie urmați în a-ți înființa o firmă și vor crea aceste firme tocmai pentru a vedea sau a face o legătură între școală și ceea ce oferă școala după sau ceea ce oferă societatea după, a crea o legătură între piața muncii și școală, că aici uneori se formează un decalaj și ar mai putea fi făcute mici ajustări. Și atunci aceste firme de exercițiu tocmai aici intervin, să-i facă un pic atenți la realitățile zilei de astăzi și să știe acești copii ce așteaptă după ce termină studiile și care ar fi pașii să-și deschidă, de ce nu, propria afacere. Ori a ști exact ce ai de făcut în zilele noastre este timp câștigat. Exact, timp cu câștigat. Cu un efort minim, dacă ești puțin informator, asta vrem noi, să le arătăm niște pași, să-i ghidăm să-și înființeze aceste firme, bineînțeles, cu suportul domnilor de la Camera de Comerț. Iar apoi, în final, după ce aceste firme au fost înființate cu tot cadrul documentar aferent, vor participa la anumite târguri internaționale de joburi în care ei vor promova aceste firme exact cu profilul tipic fiecăreia. Mă bucur că, iată că în școala noastră de astăzi se fac atâtea lucruri frumoase, vorbim de voluntariat la Crucea Roșie, vorbim de aceste firme de exercițiu, care e un termen nou și pentru mine, de asta am întrebat și ce înseamnă, că nu eram sigur înainte de emisiune. Părinții ar trebui să se simtă foarte fericiți într-un fel, da. Câștigați copiii, da. La fel. În fond, cred că este o lecție de a deveni antreprenor. Exact, exact, exact. La sfârșitul unui astfel de demers, exact. Asta copilul este are și abilitățile... ideea. Abilitățile necesare să fie, să zicem, un bun afacerist, un afacerist cu cap și cu studii, exact. Și cu informațiile necesare. Că veni vorba de aceste abilități de antreprenoriat, la fel anii anteriori s-au încheiat tot în domeniul ăsta astfel de parteneriate cu organizații precum Junior Achievement România. Din nou, iarăși, pe parte de antreprenoriat, pe parte de abandon școlar,
niște curriculumi opționali la nivelul școlii, s-a obținut aprobarea școlii și din nou s-au furnizat materiale și fișe de lucru aferente pentru un an de studiu. La sfârșitul cărei an copiii au primit din nou diplome și au completat niște teste și au primit laurii necesari, să zicem, efortului depus. Efortul a fost răsplătit pe măsură. A fost răsplătit pe măsură, exact. Deci ei sunt făcuți conștienți asupra unor lucruri foarte importante din zilele de noastre, precum abandonul școlar care trebuie învins prin eforturi și ale noastre, dar și ale lor. Din nou, chestii precum antreprenoriatul, afacerile, din nou și acolo s-au pus bazele acestui câmp de lucru și atunci a prins foarte bine ideea de firme de exercițiu care acum îl punem în aplicare, să zicem. Mă bucur că copiii, ca elevii din ziua de astăzi au aceste șanse. Mă bucur că dumneavoastră ca și cadre didactice sprijiniți și nu numai că sprijiniți, oferiți cadrul de desfășurare astfel, a unor astfel de activități care, repet, sunt un plus, cred că pentru oricare dintre noi, un plus pe care îl adăugăm acolo unde, în acea rubrică în care spunem am absolvit școala cu tare. De ce? Pentru că noi, societatea, deseori punem în cârca școlii orice. Școala trebuie să pregătească, școala trebuie să facă, școala trebuie să dreagă, profesorul trebuie să facă, trebuie să dreagă. Într-adevăr, o presiune din ce în ce mai mare pe care noi, ceilalți, o exercităm asupra școlii și asupra cadrului didactic. Dar haideți să vedem și partea asta la altă, ceea ce se face. Sunt conștient că lucrurile pot fi îmbunătățite, că lucrurile pot lua niște aspecte pozitive. Exact, sau că se pot face mult mai multe, dar se fac. Asta se fac. Vreau să, în fiecare asta școală punem se fac, accent se fac astăzi lucruri. Aici, exact. Pentru că la călătorii către noi înșine, doamna Nicula, am pus accent deseori și pe aspecte mai puțin plăcute ale vieții cotidiene, dar astăzi punem accent pe aspecte plăcute, pozitive, pe aspecte oferite de școală, de mediul acesta în care, de ce să nu spunem așa, fiecare dintre noi ne-am petrecut foarte mult timp, mai ales dumneavoastră ca și cadru didactic, dar fiecare dintre noi ca și elev a petrecut o bună parte din viața acolo pe băncile școlii și uitați, dragi spectatori, că există șanse pentru elevii din ziua de astăzi să treacă dincolo de doar a studia o materie și să facă ceva mai care pregătește. Mai mult cu cunoștințele pe care le deprinde astfel. Exact. Școala oferă o bază și în cazul colegiului Apollum, iată că această bază informațională este valorificată în cadrul unor activități propriu-zise care... Plăcute lor, în primul rând, care să-i prindă și să-i atragă. Și apoi când apar și rezultatele, câștigul sau ei devin ferm convins că da, au făcut alegerea cea bună implicându-se. Știți că acum ați pomenit că sunt activități pe care ei le fac cu drag. Este un și un light motiv, dar și un stereotip. În România să comparăm sistemul de învățământ românesc cu cel finlandez și se spune că finlandezii, elevii se duc cu plăcere la școală. Da. Iată că și în România se fac eforturi. Exact. Și cred că sunt puțin cunoscute aceste eforturi, repet, pentru că fiecare la nivelul fiecarei școli se fac astfel de eforturi care să aducă un plus de satisfacție elevului, un plus de plăcere, să vină să aibă o activitate și un timp petrecut cu folos și cu oarecare satisfacție. Uh-huh. Iar am deviat eu de la subiect. Că așa îmi place mie să fac deviație profesională. Sunt binevenite și ele. Nu pot să mă abțin să nu spun unele lucruri, pentru că consider că ne-ar ajuta să gândim mai obiectiv așa asupra este. Aspectelor realității în care ne petrecem viața. Haideți să revenim la elevii dumneavoastră. Care este cel mai mic, dacă îmi puteți spune și dacă știți, e o întrebare pur spontană, care este cel mai mic elev voluntar? Da, foarte bună întrebare. Zilele acestea, apropo, vă invităm la un festival internațional în cadrul unui proiect pe care îl desfășurăm, un parteneriat care îl desfășurăm noi cu școala noastră și cu 6 țări partenere alături de noi, Turcia, wow. Italia, Portugalia, Lituania, Ungaria, România.
Când? Unde? Să venim? Veniți cu mare drag. Vă așteptăm vinerea aceasta, 29 mai, la ora 13, la Casa de Cultură, în cetate. Tematica acestui festival ar fi tradițiile populare și importanța acestora. Că m-ați întrebat de voluntariat și copiii cei mici, am implicat pe toată lumea. De la cei mici, care vor dansa dansuri populare tipice fiecărei țări. Ce clasă? Clasa întâia. Nu vreau să detaliez mai multe, că nu. Avem niște surprize, dar sunt toți implicați la nivelul lor. Sper că, dragi telespectatori, ați devenit destul de curioși astfel încât vineri să mergeți la Casa de Cultură. Da, aveți ce vedea. Și să urmăriți șase delegații. Delegații din șase țări. Șase culturi. Exact. Fenomenal. În mijlocul țării, noi la Alba Iulia avem... Oaspeți de seamă. Oaspeți normal până la urmă, dar niște oameni extraordinar de deschiși, extraordinar de comunicativi și de plăcuți. De la care avem ce învăța fiecare. Ați spus că va fi un festival destinat obiceiurilor. Obiceiurilor, da, puteți tradiționale. Puteți să detaliați ce înseamnă lucrul ăsta? Da. Vor fi prezentate costume populare, stilizate, și populare, dar și stilizate. Se pornește de la rădăcini, însă ducem cu un pas mai departe tradiția, ca sursă de inspirație, dar tradiția rămâne acolo, pentru că ea este de bază. Vor fi prezentate aceste costume populare de fiecare delegație, cu copii. Va fi un adevărat spectacol de muzică, de culoare, de tradiție, de frumusețe până la urmă, ceea ce place ochiului până la urmă, dar de cultură în primul rând, pentru că vom avea contact cu țări diferite, cu tradiții diferite, fiecare țară își aduce un gram de acasă, de tipic acelei țări. Cine ați pomenit că o să fie o expoziție de costume stilizate? Cine le-a realizat aceste costume? Fiecare țară a avut ca obiectiv să realizeze costumele pe care și-a propus să și le realizeze. Acestea vor fi prezentate de către copii în cadrul acestui festival. Fiecare țară însemnând elevii din fiecare... Da, elevii delegaților, elevi de la noi. Exact. Și fiecare vine cu cine și-a propus, dar noi putem ajuta fiecare țară parteneră cu copii dacă este nevoie, pentru că nu toate țările vin cu copii de la ei, de acasă. Cred că ar fi foarte, e foarte complicat, că sunt foarte mulți oaspeți, foarte mulți copii. Da. Exact. Ce mă interesează pe mine, cu ce au contribuit elevii de la Colegiul Apulum? Elevii de la Colegiul Apulum au făcut poate partea cea mai grea, sub ghidarea profesorilor, maestri și a inginerilor și a profesorilor, cadrelor didactice din această școală, au făcut aceste costume populare, inspirându-se de la costumul tradițional. Am strâns materiale timp de un an de zile și încă avem o sală specială a proiectului, o sală în care acești copii s-au inspirat alături de profesori, cu ii, cu prosoape, cu covoare țesute de bunica. Spune o poveste întreagă această sală de lucru, să zicem, o sală de inspirație, iar de acolo s-a pornit în lucru efectiv al costumelor. Iar copiii alături de profesori au făcut fiecare ie, fiecare costum în parte, fiecare vestă, fiecare năframă, totul este făcut și de copii. Și efortul ăsta cât a durat? Efortul ăsta a durat un an și... Fiecare părticică a pornit de la o documentare, apoi de la o punere în comun cu partenerii și așa mai departe s-a ajuns până la schițarea celor ținute și apoi efectiv la coaserea lor și a așeza acele costume pe niște copii. Extraordinar. Dacă stăm și ne gândim că în zilele noastre, astăzi, într-o școală în România, copiii au avut capacitatea asta să... posibilitatea, în primul rând, și apoi capacitatea să pornească de la un studiu asupra unui costum tradițional și să finalizeze cu efectiv o reproducere a unui costum pe care îl vor purta, prezenta. Deci, chiar mai multe. Chiar vă câte aștept. Câte costume? Dacă puteți să ne spuneți, câte costume au realizat copiii? Patru. Patru au fost realizate pentru România. Fiecare țară parteneră și-a stabilit câte are. Două, trei.
Foarte frumos. Fiecare cum și-a stabilit. Dar vă așteptăm, mai multe nu vrem să vă spunem, dar aveți veni, ce vedea. Eu cred că aș veni să învăț să cos, în primul rând. În primul rând, da. Păi facem un workshop și pe această temă, nu strică. Poate că ar fi interesat da. Și noi, cei care am trecut de perioada, să zic așa, a școlii. Cine știe, poate că mai sunt pasionați. În mine s-a trezit așa o fărâmă de curiozitate, de interes. Cum se poate coase astăzi o năframă, cum se fac acele cruciulițe. De ce? Pentru că toate țin de tradiții, de datini. De istoria noastră, De istoria noastră. Și de ce e important lucrul ăsta? Am văzut oameni care se întorc frecvent culturi, nu oameni, mai din vestul Europei, care se întorc frecvent undeva la bază să învețe despre ceea ce au fost ei cândva, acum 100 de ani, pentru că asta simt ei că îi reîntregește. Da. Și încarcă cumva bateriile acolo în zonele astea care au rămas încă nepătate sau curate sau pline de putere, zic eu. Eu mă bucur că lucrurile astea se desfășoară și se întâmplă în România zilelor noastre, pentru că, repet, e un motiv de a crea amintiri pentru acești elevi și cred eu că a îndruma elevul undeva într-o zonă de tradiție, de datină, a studia aceste lucruri, a face efectiv, practic. Îl ajută să se cunoască pe el în primul rând, să știe ce rădăcini frumoase are și să crească frumos în primul rând. Eu o să vă întreb acum ceva foarte stereotipic. Știm că toți știm. Spunem, nu știm, că toți elevii din ziua de astăzi, copiii sunt mai mult orientați către ceea ce e monden, către modelele acestea care apar în mass media, un anumit stil de viață, anumită coafură, anumit machiaj și așa mai departe. Cum se împacă chestia asta cu ceea ce ați făcut dumneavoastră? Efectiv, să fac un costum, un port popular. Da, la o primă vedere ai zice că într-adevăr ești tentat să crezi că ei știu numai să butoneze acel telefon, să intre pe Facebook, să stea în fața calculatorului, dar dacă îi oferi o alternativă pe măsură și dacă îl prinzi cu ceva, din nou spun, trebuie să-i placă în primul rând, ai să vezi că face și altceva decât să se uite la televizor și să urmeze niște modele care nu sunt de urmat, evident. Ideea este că să-i oferi o șansă și să-i oferi o alternativă la ceea ce vede. Că altfel, bineînțeles că nu e tentat să caute singur. Ați adus un pic de lumină în mintea mea și sper și în mintea dumneavoastră, dragi telespectatori. Știm cu toții că inclusiv noi avem nevoie de alternative. De-aia și emisiunea aceasta aici, Călători către noi înșine. Avem nevoie de alternative, dar iată, școala din ziua de astăzi oferă acele alternative către elevii ei. Colegiul Apulum, prin aceste activități, nu e simplu să faci 4 costume populare cap-coadă, de la studiu până la ultima cruciuliță de exact, pe costum, și detaliu, de da. Pe năframă, ultimul trandafir sau ultimul detaliu. Și mă simt eu așa, știu că sunt sau nu sunt cunoscător al domeniului, dar acum m-am trezit dintr-un vis și văd că ok, sunt lucruri care, de care nu știam, care lucruri se care se întâmplă și poate că ar fi mai util sau cine știe mai de folos pentru noi să le vedem mult mai mult în mass media, prezentate undeva așa pe este. Prima pagină, de ce nu, să nu vedem alte lucruri mai puțin morale și culturale. Toți am învățat foarte multe lucruri cu ocazia acestor gen de parteneriate. Nici nu știi cât te poți învăța până nu intri în detalii și până nu te apuci de treabă și atunci vezi cât te poți face și poți face foarte multe cu foarte puțin. Material vorbind. Da, dacă te implici, pentru că m-ați lăsat mască. Da, dacă te implici, banul nu este neapărat un obstacol. Important ci, e... da, poate fi depășit prin alte chestii. Implicare și timp și pasiune, poți să faci lucruri extraordinare. Și copiii aceștia au demonstrat. Bineînțeles că au fost ajutați, dar toți se fac lucruri. Avem nevoie de ajutor la un moment dat în viața noastră. La momentul noastră. Potrivit, exact. Și chiar e important și pentru noi, ceilalți care oferim ajutorul, să avem cui să-l oferim. Că dacă exact. Nu sunt în jurul nostru doritori de ajutor, nu ne vom simți utili. Acest
festival pe care îl aveți vineri. Da. E un eveniment unic? E un eveniment unic, este un eveniment care putem spune că într-un fel încheie sau încununează proiectul ce s-a derulat timp de 2 ani. Și da, este, sperăm noi, o ocazie unică de a ne strânge toți și de a prezenta niște lucruri extraordinare făcute de fiecare țară și de a le arăta lumii. Ele sunt cele mai vizibile. Au fost produse intermediare între timp, au fost ținute care au fost prezentate și la alt gen de concursuri, eco-ecul, niște costume stilizate, dar din produse bio, un fel de preambul la aceste costume, cu care copiii au participat și din nou și au exersat un pic abilitățile în ale croitoriei și nu numai, în creativitate în primul rând. Și e o ocazie unică de a arăta faptul că se pot face lucruri și se pot face lucruri palpabile. Și am învățat foarte multe, de la a crea niște păpuși apoi, niște păpuși în miniatură îmbrăcate în costume populare, de la a scrie niște tricouri și de a stiliza acele tricouri. Deci am învățat foarte multe lucruri de la fiecare țară parteneră. Mă bucur că astfel de parteneriate care aduc la un loc, iată în cazul acesta de care vorbim astăzi, 6 țări, care pun în comun cunoștințe, informații, tehnică, în primul rând dorință și deschidere, iată ce efecte surprinzătoare are, iată că lucrurile, dacă sunt privite și puse în acest cadru al cooperării între culturi, între comunități, iată ce lucruri minunate pot exista. Așa că, dragi telespectatori, încă o dată, nu lipsiți de la acest festival, de la acest eveniment. M-aș fi bucurat să putem să avem această emisiune după festival și să avem și imagini, dar important e că suntem astăzi aici, că vorbim despre activitățile de voluntariat în cadrul tinerilor, pentru că ce mai frumos decât a face un lucru și apoi să un lucru pe care apoi să-l poți evalua și să-l vezi că a ieșit din mâinile tale, din dorința ta, din creativitatea ta, ce poate fi mai stimulativ, fie că vorbim despre copii, fie că vorbim despre adulți, cred că deopotrivă este un moment deosebit în dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Din câte mi-am spus, știu că activitatea aceasta de voluntariat are o paletă destul de largă în cadrul Colegiului Apulu. Mai puteți să ne mai spuneți? Da, sigur. Mă pot gândi la proiectul ProNatura, unde copiii au fost ajutați iarăși de instituțiile din județ în a planta, în a ecologiza diverse zone și din nou copiii au răspuns afirmativ și ne-au ajutat și au plantat puieți și din mâna lor au pus viață practic și s-a născut viață. Au pus viață, s-a născut viață. Eu, doamna Nicula, să știți că mă simt un pic așa în plus aici, cred că ar fi bine să spuneți numai dumneavoastră. Spun lucrurile acestea pentru că spuneți lucruri frumoase, pentru că mă impresionează și pentru că e tonifiant emoțional, psihic, cum vreți dumneavoastră să auzi că, și să vezi că astfel de activități sunt la noi în oraș, în România, astăzi, când toți bârfim acest sistem, când toți urâm la un moment dat. Da, poate îl punem într-o lumină proastă, dar da, nu este sunt așa. Sunt lucruri care funcționează, care sunt produsul a, zic eu, cred că și a implicării profesorilor. Cu siguranță. Cu siguranță. Au și ei rolul lor. Cu certitudine. Cred că fiecare dintre noi ne putem gândi acum, apropo de călători către noi înșine, la profesorul care ne-a marcat existența și cu siguranță îl vom găsi. Acele modele de care vorbeam. Exact, modele la nivel pozitiv, că desigur că unii dintre noi vom ajunge și la lucruri care ne-au plăcut mai puțin, dar cred că cele mai utile, educative sunt lucrurile care ne bucură. Mai spuneți-ne de activitățile acestea, de voluntariat. De exemplu, am mai avut iarăși proiecte de genul You for Energy,
care funcționa ca o platformă online unde se putea descărca tot felul de activități de astea mai plăcute, mai active, mai interactive pentru copii, planuri de lecție mai aparte, să zicem, care i-ar putea interesa mai mult pe copii, nu doar tipic clasice, să zicem, care câteodată îi plictisesc pe copii, să recunoaștem. Dacă vii cu o alternativă mai bună, de care vorbeam și mai devreme, le captezi atenția mult mai ușor. Era vorba de a intra în contact cu copii din toată lumea, cu profesori din toată lumea, de a vedea cum își desfășoară alții activitatea și de a avea acces la foarte multe tipuri de informație. La clase interactive făcute altfel, orice tip de materie care poate fi văzută și altfel, nu doar perspectiva noastră, și face uneori foarte mult să vezi că lucrurile se pot mișca și în altă direcție sau că le poți face și altfel. Atunci astfel de lucruri sigur că plac elevilor. E o lume a diversității. Cea în care noi trăim astăzi e bazată pe acest principiu al diversității. Pentru că din ce în ce mai mult călătorim, din ce în ce mai mult suntem expuși unor lucruri diverse din colțuri diferite ale lumii, astfel că diversitatea e cuvântul princeps și în ceea ce spuneți dumneavoastră, în aceste activități, dar și în comunitate, pentru că tindem să fim din ce în ce mai diversi, apar naționalități noi în jurul nostru, apar culturi noi, vin oameni noi de peste tot din lumea aceasta, uh-huh. Și această diversitate e utilă, că ne ajută pe noi să ne adaptăm, da, din ce în ce mai bine. Contează să o accesezi, contează să deschizi ochii și să vezi cât îți oferă lumea. Acum vă întreb ca și cadru didactic și dacă o să puteți să-mi spuneți o părere personală, și repet, o părere personală, o să vă rog să-mi spuneți dacă nu putem trece peste această întrebare, cum reacționează un cadru didactic la această alternativă, ați spus de planuri de lecție altfel. Lecții altfel, bazate pe alt fel de principii, alternativa aceasta. Cum vede profesorul partea aceasta? Cred că din când în când fiecare acceptă să facă lucrurile și altfel. Evident că nu poți face tot timpul doar astfel de lucruri, pentru că trebuie să fii și câteodată autoritar, trebuie să fii și acel profesor de care poate uneori pedagogul acela clasic, cu siguranță. Exact. Cu siguranță are meritele și câștigurile sale. Dar uneori, de aceea avem săptămâna altfel, avem școala altfel, avem perioade în an în care se pot face lucrurile și altfel. Și atunci fiecare chiar încearcă și chiar oferă elevilor lucruri altfel, lucruri la fel de valoroase, dar făcute într-o altă manieră, care prinde sau place mai mult copiilor. Altfel sunt și aceste activități de voluntariat. Și revenim la voluntariat. V-am zis eu că eu deviez cu discuțiile în fel și chip, ca să acopăr așa și niște curiozități de ale mele. Revenim la aceste activități de voluntariat, care sunt activități altfel în viața unui elev. Cam câți elevi din Colegiul Apulum sunt angrenați în astfel de activități, să zicem, pe parcursul unui an? Că bănuiesc că e greu de cuantificat așa. Fiindcă sunt foarte multe astfel de parteneriate, sunt implicați fiecare la fiecare nivel. De exemplu, și cei mici, cu un alt tip de parteneriat, Europa Casa Noastră, prin desene, prin picturi, prin cântecele, prin poezii. Acești copii le-au pus pe hârtie, au desenat, au construit și au trimis lucruri frumoase, palpabile pentru acest gen de proiect. Cei de liceu au făcut și ei la rândul lor, au scris esee, au făcut tot felul de documentări pe tematica Europa Casa Noastră. Suntem și noi parte acestei Europe și trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, să ne cunoaștem drepturile, responsabilitățile și să știm cât mai multe despre asta, că până la urmă informația e putere și informația este în mâna noastră, doar să vrem să știm mai multe. Și mă bucur că dumneavoastră dați informația aceasta și mai departe, către noi ceilalți, către elevi, către cei cu care intrați în contact, pentru că dacă tot informația e puterea de care la un moment dat beneficiem, iată că avem nevoie și de cei care aruncă semințele acestea de curiozitate, de diversitate, uh-huh, în jurul nostru și cine știe, ies lucruri minunate. Asta vreau să mai menționez, faptul că aceste parteneriate de obicei se derulează pe parcursul mai multor ani.
aplicăm de mai multe ori sau ele sunt de durată mai lungă și atunci copii, mult mai mult copii sunt implicați. Începi, îi implici probabil în clasa 9-a, se derulează mai mult, ei urmează și în clasa 10-a, apoi între 11-a prind alt proiect. De aceea este foarte important să îi implici pe toți. Și faptul că ele sunt mai de lungă durată e cu atât mai mult un avantaj pentru copii, pentru că mai multe generații și mai mulți copii sunt chemați să răspundă provocării. Eu revin la festivalul pe care o să-l aveți și o să vă întreb un lucru. Care e feedback-ul pe care îl aveți din partea participanților din celelalte țări? Ne-a spus că a fost un demers îndelung până la acest festival care încheie într-o oarecare măsură un parteneriat dintre cele 6 țări. Cum au decurs lucrurile? Care e feedback-ul pe care îl aveți în special față de România, și de elevii din România? Că în fond despre ei vorbim astăzi. Au fost foarte mulțumiți și foarte deschiși. Mulți din parteneri au mai avut parteneriate cu țara noastră, cu vari ocazii. Italia, Turcia, Polonia, Portugalia au fost și cu alte ocazii parteneri ai țării noastre și de fiecare dată sau cu fiecare ocazie am primit doar laude. Faptul că suntem niște oameni silitori, niște oameni conștiincioși, niște oameni serioși care își fac treaba, care țin cont de acele obiective pe care trebuie să le îndeplinească și le vor îndeplini. Și atunci lucrurile merg foarte bine. Se comunică în limba engleză, se comunică la un nivel foarte bun. Eu sunt profesor de limba engleză, mi-este foarte ușor și foarte drag să am ocazia să îmi exercit abilitățile exact cu aceste ocazii. Dar sunt profesori care nu sunt de limba engleză, evident, dar se descurcă foarte bine și se comunică foarte obiectiv și foarte, foarte bine și lucrurile merg foarte bine. Ați pomenit că se comunică în limba engleză, un aspect la care nu m-am gândit până acum. Cum se descurcă elevii? Foarte bine. Foarte bine se descurcă și ei. Întreabă unde nu se descurcă. Sunt temători la început, evită la început, dar apoi lucrurile curg de la sine. Am întrebat lucrul acesta pentru că cea mai tipică, eu știu, situație de învățare e atunci când ești pus în fața faptului împlinit și trebuie, mai ales să te din punct de vedere al unei limbi străine, trebuie să cauți în mintea ta acel cuvânt, să conversezi, să comunici. Așa este. Nu le-a fost ușor, dar s-au lămurit că și copiii celorlalte țări partenere nu s-au descurcat cu nimic mai strălucit sau la fel de bun sau la fel de temător și ei, dar până la urmă sentimentul e dincolo de limbă și transmit niște emoții și atunci legăturile se formează și lucrurile vin de la sine. Până la urmă, aceste situații de viață, de activități, aceste activități, acest voluntariat, e o situație de învățare exact care nu e tipică cum e cea de la clasă, dar... Nu primesc notă, dar... Primesc altceva mult primesc mai bun. Altceva, exact. Cum am spus la începutul emisiunii, acea satisfacție pe care o obțin ei prin faptul că obțin niște rezultate... Recompensa sufletească e cea mai... E cea mai mare. Mai avem puțin timp până la finalul emisiunii noastre. Am vorbit astăzi aici în platoul Alba TV, dragi telespectatori, despre lucruri frumoase, minunate. Tind să zâmbesc și să vreau să rămân cu zâmbetul ăsta întipărit. De ce? Pentru că îmi place să cred și ține de noi, oamenii, să ne concentrăm asupra lucrurilor frumoase care ne înconjoară, pentru că de restul suntem destul de sătui, poate. Sătui, plini și așa mai departe. E important să vedem lucrurile frumoase și în seara asta ne-am propus să vedem ce lucruri frumoase se fac la Colegiul Apulum. Sunt conștient și sunt convins că în multe părți din țara aceasta, din oraș și din județul nostru, se fac lucruri la fel de frumoase. Am avut oportunitatea să o avem în platou pe doamna profesor Nicula Diana, care ne-a povestit un pic despre ceea ce se întâmplă la Colegiul Apulum, ca și activitate de voluntariat, ca și activități desfășurate în parteneriate cu țări diverse. Ne-a povestit despre elevii minunați care sunt acolo, care fac lucruri frumoase. Ce i-ați putea îndemna, în general, pe elevi? Să fie deschiși și să profite de ocaziile care le apar în viață. Și de ce doar să atât facă trebuie să facă voluntariat, pentru că ei sunt în plină ascensiune, să zicem.
ei se dezvoltă. Sunt niște copii care cresc, care se dezvoltă frumos, zic eu, dar care au nevoie de experiențe plăcute în viața lor. Au nevoie de modele frumoase, au nevoie de ocazii frumoase și au nevoie să se implice în lucruri care chiar merită. Și apoi se conving ei cât de mult au meritat toate aceste lucruri, dar trebuie să li le arăți în primul rând și trebuie să le explici. Știu că la un moment dat, undeva în viața aceasta, nu există lucru pe care l-ai învățat și să nu îl pui în practică. Așa este, mai devreme sau mai târziu. Mai devreme sau mai târziu, nu există informație pe care am învățat-o și să nu o folosesc, nu există lucru pe care l-am învățat, că ești băiat sau fată, deopotrivă, nu există astfel aceste lucruri pe care odată ce le-ai făcut să nu le mai refolosești. Astfel că e benefic pentru noi toți, mai ales să ne formăm niște abilități pe care cine știe la un moment dat... Abilități de viață. Da. Și repet, aș fi foarte curios, ați pomenit de un workshop, cred că o să vă mai... Să coasem împreună. Da, cine știe, poate facem un cerc, o șezătoare. Cu drag. Am rămas așa fără grai la sfârșit de emisiune. Repet, vineri de la ora 3 la Casa de Cultură. De la ora 13 la Casa de Cultură, un festival de cultură sau un festival multicultural, de ce nu-i spunem așa. Sper să fiți destul de curioși. Noi am fost astăzi aici foarte curioși în platoul la Alba TV, povestind despre tineri frumoși, voluntariat, despre un pic și despre România și despre probleme și despre lucruri frumoase. Cum se simte un profesor în această postură, doamna Nicula? Mă simt foarte mândră că sunt un membru a acestei școli, sincer vă spun. Un membru destul de tânăr, dar destul de activ, zic eu. Cu modestia aferentă, sunt destul de implicată în tot ce ține de viața școlii și mă bucur că în această școală facem educație formală, informală, dar și non-formală. Și că această legătură dintre aceste trei tipuri de educație dă rezultate foarte bune. Și aceste rezultate se văd în copiii pe care îi am văzut, apropo de ceea ce a spus dumneavoastră, o reprezentare grafică a acestor trei tipuri de informație, informală, deci formală, informală și non-formală, sub forma unor rotițe zimțate care se întrepătrund și exact. Creează un angrenaj funcțional. Până la urmă, asta e scopul al școlii, asta e scopul al comunității, să ajute copilul să funcționeze din toate punctele de vedere, să formeze un sens al vieții și iată că la Colegiul Apulum lucrurile acestea tind să reușească, faceți lucruri frumoase pe care le duceți mai departe. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Cu mare noastră. Drag și sper că am putut reda măcar câteva din lucrurile frumoase care se petrec la noi în școală. Sunt convins că sunt mult mai multe lucruri, și timpul, și emoțiile, și alți factori, poate că ne-au pus sub presiune și am uitat să menționăm, dar pentru cei curioși, cred că știți unde ar trebui să ajungeți dacă sunteți curioși. Exact. Să obțineți acea informație de care doamna Nicula spunea în seara aceasta că e vitală și că avem nevoie de atunci când vrem să facem lucruri. Facem lucruri. Dragi telespectatori, mulțumim pentru răbdare, pentru dedicații, pentru tot ceea ce faceți miercuri seara atunci când sunteți alături de noi, la Călători către noi înșine. Doamna Nicula, încă o dată, mii de mulțumiri. Mulțumesc frumos, m-am simțit foarte bine. Mulțumesc și de eu. Invitație. Și eu m-am simțit foarte bine. Sperăm că v-ați simțit bine și dumneavoastră, dragi telespectatori. Cine știe, poate pe doamna Nicula o să mai aducem într-o altă emisiune să ne mai povestească despre activități, despre tineri, despre elevi frumoși, despre lucruri pozitive care sunt în lumea aceasta, în Alba Iulia, în România noastră dragă. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Vă așteptăm din nou miercurea viitoare la aceeași călătorie către noi înșine. Cine știe, mai furtunoasă, ca afară a fost tot furtună zilele acestea, sau mai blândă, mai călduroasă sau mai răcuroasă, în funcție de subiectul pe care îl vom avea și pe care o să-l pregătim în secret până data viitoare. Așadar, să aveți o săptămână minunată alături de familiile dumneavoastră, de cei dragi și nu uitați, câteodată merită să vin călători către noi înșine și să fim mai buni. La revedere! La revedere!